conform unui comunicat emis de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, programul Noua Casă rămâne un produs de creditare avantajos pentru cei interesați de achiziționarea unei locuințe. În anul 2024, programul vine cu modificări menite să sprijine potențialii beneficiari. Astfel, comisioanele de administrare au fost reduse cu 50% de la 0,30% pe an la 0,15% pe an calculat la soldul garanției. De asemenea, onorariile notariale pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a altor acte asociate au fost reduse cu 30%, cu unele excepții prevăzute în legislația specifică. Persoanele interesate pot apela la una dintre băncile partenere pentru întocmirea dosarului de credit și înaintarea acestuia către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în vederea obținerii garanției de stat. Informații complete despre condițiile de eligibilitate, documentele necesare și procedura de accesare a programului Noua Casă sunt disponibile pe site-ul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. De la lansarea programului Prima Casă în anul 2009 și până la finele lunii decembrie 2023 au fost acordate 333.219 garanții și promisiuni de garantare în valoare totală de 31,57 miliarde de lei, susținând credite în valoare de 63,8 miliarde de lei. Programul Noua Casă permite achiziționarea următoarelor tipuri de locuințe: locuințe noi, locuințe consolidate și alte categorii de locuințe cu condiții specifice pentru fiecare categorie. Beneficiarii pot obține garanții de până la 60% pentru credite destinate locuințelor noi, cu plafoane maxime diferite în funcție de valoarea creditului și tipul de locuință. Potrivit cerințelor programului, beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite condiții, inclusiv să declare pe propria răspundere că nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul, soția, nicio locuință sau că dețină cel mult o locuință dobândită prin orice alt mod decât prin program în anumite condiții specifice. De asemenea, beneficiarii trebuie să achiziționeze o singură locuință, să fie persoane fizice și să aibă calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul. După aprobarea finanțării, banca transmite către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii solicitarea de garantare, promisiunea de garantare împreună cu documentele necesare, iar procesul continuă conform procedurilor stabilite.